Salutări și bine v-am găsit la nou videoclip cu Squad Buildere. A trecut ceva timp de când am mai spus lucrul ăsta. Da, facem un nou videoclip din seria noastră de Squad Buildere, iar astăzi facem Naționala Italiei. Dacă vreți să reîncepem această serie și să mai facem alte echipe de club sau naționale, lăsați un like acolo, hai să strângem și noi 1500 de like-uri, iar dacă vom face 1500 de like-uri, cu siguranță voi mai continua această serie și o voi posta cât mai des. Lăsați în comentarii ce echipă de club sau ce națională ați vrea să vedeți în videoclipul următor, ceva ce n-am făcut, puteți să vă uitați pe canal să vedeți, avem un playlist acolo. Iar astăzi, cum am spus, o să facem Naționala Italiei și zic să începem. Da, și nu uitați să vă abonați, să facem și noi 40.000 până la sfârșitul anului. Ăsta este targetul meu, chiar mi-aș dori foarte mult să fac 40.000. Așa că dacă te uiți la videoclip și nu ești abonat, abonează-te. Hai să începem cu portarul aici. În poartă o să mergem cu nimeni altul decât Gianluigi. Oh my god, Gianluigi Buffon. O să-l alegem aici pe Buffon. O să băgăm concept player, deoarece n-am bani de ea, adevărat. A trebuit să-mi vând Urinic ca să fac rost de următorii jucători și tot n-aș avea destui bani. Eventual, cred că trebuie să vând și un plămân. În fine, îl avem aici pe Gianluigi Buffon. Dacă nu mă înșel, este jucătorul cu cele mai multe selecții de la Naționala Italiei. Cu siguranță va deveni o legendă într-un FIFA viitor. O legendă pentru Juventus. A mai trecut și pe la PSG în afară de Juventus. A cred că a stat 2-3 ani acolo. Însă pentru Juventus a avut cele mai bune performanțe. Singurul lucru pe care nu l-a luat în carieră, din câte știu, este un trofeu UEFA Champions League. Din păcate pentru el. Însă este un portar demn de admirat. Ne mergem la poziția de CB. A fost o alegere destul de grea aici. Însă am ales să merg aici cu primul jucător, care este Cannavaro, Fabio Cannavaro. Oh my god, l-am ales pe Figo. Deocamdată nu suntem la Portugalia. Poate pe viitor. Da, o să mergem aici cu Fabio Cannavaro. Dar stai mă, ce întâmplă? Îl băgăm pe ăsta de 89, cred că ăla de 90 nu este în joc băgat deocamdată. Mergem aici cu Fabio Cannavaro, câștigător de balon de aur, fantastic jucător. În 2006 parcă a câștigat balonul de aur. Hai să vedem pe la ce echipe a trecut. A trecut pe la Napoli, Parma, Inter, Juventus, Real Madrid, Juventus din nou și și-a încheiat cariera la Al Ahly. Foarte multe echipe bune în carieră, echipe de top acolo, echipe foarte bune din Italia și de asemenea și Real Madrid, un gigant al Europei, ca să spunem așa. În fine, pentru Italia a avut 136 de apariții și 2 goluri marcate. Dacă ne uităm acolo scrie, Cannavaro was named in the FIFA Pro World 11 for 2006-2007 during his time in Madrid. Very good English. Da, Cannavaro a fost numit în prima echipă a anului în 2006 și în 2007, pe vremea când a fost la Real Madrid. Mergem la cealaltă poziție de fundaș central. Și anume, l-am ales aici pe nimeni altul decât Paolo Maldini. Mamă, nici ăsta nu-i băgat în șoc. O să mergem cu varianta de 92 atunci. Îl băgăm aici pe Paolo Maldini. Din nou o legendă a Italiei. Din păcate nu a fost în lotul din 2006, când Italia a reușit să câștige Cupa Mondială. Însă este unul dintre cei mai buni fundași din lume. A fost de fapt. Da, a avut o singură echipă în carieră și anume AC Milan, unde a avut 900 de apariții. Foarte, foarte multe apariții pentru Milan, probabil recordul acolo. A stat acolo 25 de ani. Nu s-a plictisit, mă, și el? Pentru Italia a avut 126 de apariții și 7 goluri, mai multe goluri decât Cannavaro. Da, și Maldini este alegerea mea aici. Mai departe trecem la poziția de right back și l-am ales aici pe nimeni altul decât Gianluca Zambrotta. Dar e left back ăsta, mă? Băgăm left back atunci, că varianta prime sigur nu e în joc. Varianta prime cred că este right back. Da, Zambrotta aici, 5 stele UEFA pentru el. Fantastic pentru un fundaș stânga. Pentru Italia a avut 98 de apariții și 2 goluri. A trecut pe la echipe ca și Como, Bari, destul de slăbuțe la început. După a trecut la granzi Europei acolo, Juventus, Barcelona și Milan. Eu îl țin minte de pe vremea când era la Barcelona, țin minte că jucam FIFA 2007 cu el și era destul de bun. În fine, cele mai multe apariții le-a avut pentru Juventus, 297 de apariții. Mai departe trece la poziția de right back, unde nu avem un right back original, avem un CB de fapt, și anume Alexandro Nesta. Mai mergea pus aici și Baresi, nu știu dacă a avut mai multe apariții decât Nesta, însă am ales aici să-l pun pe Nesta. Hai să vedem ce a făcut pentru Italia, 78 de apariții și 0 goluri acolo pentru Nesta. A jucat la Lazio, Milan, Impact Montreal și Kenain. Kenain? Ce echipă e aia, frate?
N-am auzit în viața mea de ea, cred că e din China de undeva. În fine, pentru Milan a avut cele mai multe apariții, o legendă acolo a Milanului, Nesta, a făcut un duo perfect cu Maldini la AC Milan. Hai să-l băgăm aici pe banca de rezerve pe Baresi, deoarece merită și el băgat în primul lot, sau să-l bag pe Baresi în primul 11. A avut 81 de apariții Baresi, acesta a jucat și el la Milan, 719 apariții și 33 de goluri pentru AC Milan. Singura sa echipă din carieră. Bă, nu știu, ăsta a avut 81 de apariții. Hai că-l bag pe ăsta, că a avut 81 de apariții, are și rating mai mare. Îl lăsăm pe Baresi. Mai departe, trecem la poziția de CDM, unde îl avem aici pe nimeni altul decât Andrea Pirlo. Fantastic jucător, foarte tehnic Pirlo. Fantastic pe pase, avea o tehnicitate incredibilă. Bă, dar nu știu de ce au dat 5 stele skill moves. Eu nu știu pe Pirlo să fi făcut el așa scheme în carieră, dar în fine. Dacă așa i-au dat și de la ei, probabil nu e adevărat, că ăștia mereu greșesc. În fine, a trecut pe la multe echipe în carieră, pe la Brescia, Inter, Regina, regele unde e frate? Inter, Brescia, Milan, Juventus și și-a încheiat cariera la New York City. La Milan a avut cele mai multe apariții, a fost prime-ul lui, 401 meciuri și 41 de goluri pentru Pirlo. Pentru Italia 116 apariții, 13 goluri, destul de multe apariții pentru Andrea Pirlo la Italia. Da, clasă. Mergem la cealaltă poziție de CDM și deopotrivă avem un jucător mai agresiv, nu e așa de tehnic ca Pirlo și de elegant, dar este și el un jucător demn de admirat și anume îl avem aici pe Gattuso. Băgăm din nou varianta 87 pentru că prime-ul sigur nu e. Gattuso, hai să ne uităm la Gattuso. Pentru Italia a avut 73 de apariții și un gol marcat. Bă, e bun și unul de cât deloc. A trecut pe la Perugia, Rangers, Salerno. De Salerno n-am auzit până acum. Milan și Sion. La Milan, ca și alți jucători, a fost prime-ul lui, 468 de apariții, 11 goluri pentru Gattuso. Un jucător cam agresiv. Dacă ne uităm aici la aggression, fiți atenți, 97 aggression, cred că e unul dintre cei mai agresivi jucători din istorie. Acum este antrenor, dacă nu mă înșel. Nu cred că mai e la Milan, mi se pare că a fost dat afară. Nu știu dacă antrenează în momentul actual la fără echipă, însă posibil să antreneze pe viitor din nou. Trecem aici la poziția de CM și l-avem pe probabil cel mai bun marcator de la Naționala Italiei. Îl avem aici pe nimeni altul decât Alessandro Del Piero. Băgăm varianta asta, 90 overall. Del Piero, un jucător fantastic. A trecut în carieră pe la Padova, Juventus, Sydney și Delhi Dynamos. Delhi Dynamos? Ce echipă asta, frate? Din India? De unde e? Are 91 de apariții și 27 de goluri pentru Italia. Nu cred că este cel mai bun marcator. Cred că am greșit. Dar pentru Juventus cred că este cel mai bun marcator. Știu cu siguranță că este cel mai bun marcator la o echipă, dar nu știu la care. Cred că la Juventus, nu la Naționala Italiei. 290 de goluri în 705 apariții pentru Juventus a reușit Alessandro Del Piero, un jucător absolut fenomenal. Mai departe trecem la cealaltă poziție de CM și l-avem aici pe Roberto Baggio. Îl avem aici pe Baggio, sincer nu prea știu ce să spun despre Baggio. Văd că are 5 stele skill moves, deci probabil știa să facă scheme, așa cred. A avut și el 27 de goluri ca și Alessandro Del Piero, dar mai puține apariții, doar în 56 de meciuri. Probabil dacă juca mai mult reușea să marcheze mai mult, logic. În fine, a trecut pe la Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter și Brescia. A avut numai echipe italiene în carieră. Cel mai mult a jucat la Juventus, 200 de meciuri. Și la Fiorentina a stat destul de mult. Mă, dar la Juventus a dat 115 goluri în 200 de meciuri. Bine rău, se pare că e un jucător care marca foarte des, Baggio. Trecem la pozițiile de striker acum. Primul atacant de pe listă este Vieri, Cristian Vieri. Îl băgăm aici pe Vieri. Sincer, nici despre el nu prea știu ce să zic. Dar o să ne uităm acum să vedem ce a făcut. Mamă, câte echipe a avut în carieră, ești nebun. Mamă, câte echipe. Hai că le luăm la rând. Deci avem așa, Torino, Pisa, Ravenna, Veneția, Atalanta, Juventus, Atletico Madrid. Bă, dacă te una la fiecare, fiți atenți la început. Atletico Madrid, Lazio, Inter, 6 ani. Aici a fost o îmbunătățire. 6 ani, bine. Milan acolo, AS Monaco, Sampdoria, Atalanta, Fiorentina, Atalanta din nou. Ăsta cred că a avut mai multe echipe decât Ibrahimovic. Foarte loial. În fine, pentru Italia a avut 23 de goluri în 49 de apariții. Un marcator destul de bun. Iar ultimul de pe listă, un alt atacant. Și anume îl avem aici pe Inzaghi, care este antrenor acum dacă nu mă înșel. Inzaghi și el un marcator destul de bun. 25 de goluri în 57 de apariții pentru Italia. A avut și el destul de multe echipe în carieră. Piacenția, Albino Lefe, Hellas Verona, Piacenza, Parma, Atalanta, Juventus acolo și AC Milan.
Și cam așa arată echipa Italiei, probabil cea mai bună echipă cu jucători care sunt în FIFA. Putea să mai fie și Totti inclus, dar din păcate nu este în FIFA. Și nu știu, puteți să lăsați voi în comentarii ce jucători puteam să mai includ dacă am omis pe cineva. Cam acesta a fost videoclipul, lăsați un like acolo, 1500 de like-uri și mai facem această serie. O vom posta cât de des posibil dacă o să văd susținerea mare. Nu uitați să vă abonați, să facem și noi 40.000 până la sfârșitul anului. Eu am fost Gianni, v-am pupat!